În doar 3 zile, salvatorii hunedoreni au desfășurat 126 de misiuni și intervenții, majoritatea constând în gestionarea optimă a situațiilor de urgență și în acordarea primului ajutor medical calificat. Pompierii hunedoreni au avut parte de tot felul de evenimente. În doar 3 zile au intervenit pentru stingerea 2 incendii de vegetație uscată în localitățile Vălișoara și Gura Sada, unde flăcările au distrus 2 hectare de vegetație uscată și arbuști. Au acționat în 14 cazuri pentru deblocarea căilor rutiere afectate de copacii sau crengile căzute în timpul furtunilor. În Orăștie au asanat o grenadă de mână defensivă. În Tisa au salvat o pisică ajunsă într-o fântână. În 7 cazuri a fost nevoie de sprijinul lor pentru serviciul de ambulanță județean Hunedoara. Și în continuare, pompierii militari hunedoreni vor fi la datorie 24 de ore din 24.